Bun găsit, sunt Lizeta Pop, jurnalistă și, așa cum deja știți dacă ați urmărit primele 4 episoade ale acestei miniserii, de un an sunt mama Teodorei. Astăzi încheiem această călătorie minunată vorbind despre viața cu nou-născutul. Vom afla cum se desfășoară controlele postnatale, atât pentru mamă, dar și pentru copil. Această perioadă reprezintă o etapă esențială în îngrijirea maternă și infantilă, oferind oportunitatea de a monitoriza și aborda diferite aspecte cheie. Doamna dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie și șefa secției de neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Sanador, vorbește despre cum se desfășoară aceste controle și de ce sunt atât de importante. Aș vrea să vorbim despre controlele postnatale. Mi-amintesc că am venit la primul control, la dumneavoastră, cu foarte mare emoții, pentru că nu știam ce o să se întâmple, nu știam ce să mă întrebați, nu știam dacă am toate informațiile despre fetiță, dacă mi-am notat tot legat de somn, de mâncare, de scaun. Vreau să vă rog să ne explicați cum se desfășoară, cât de des ar trebui să venim la medic, pentru că am citit pe grupuri, acum mămicile se informează și de pe grupurile de Facebook, am citit cazul unor mămici care vin mai puțin la medic pentru că totul decurge bine. Este posibil să fie niște mămici care au experiență, care mai au alți copii și atunci, raportat la experiența anterioară, li se pare că se descurcă, ceea ce este posibil, dar nu este întotdeauna sigur. Noi recomandăm copiilor nou-născuți la termen, care se adaptează fără probleme după naștere, să vină la control în 7-10 zile din momentul externării. Este important, am vrea să verificăm în primul rând dacă copilul mănâncă corect, dacă a crescut bine în greutate, dacă i-a căzut buricelul și cum arată locul de unde a căzut bontul ombilical. Vrem să verificăm dacă mai are icter și dacă icterul este mai accentuat sau mai puțin accentuat. În principiu, lucrurile acestea am vrea să-l vedem și în principiu verificăm toate, facem un examen clinic complet. Cu ce informații trebuie să vină mămica? La ce să fie atentă înainte? Vorbesc din punctul meu de vedere, nu știu colegii care au, cum e formatul lor, dar mă interesează în primul rând cum mănâncă copilul, la ce intervale, dacă mănâncă doar sân sau primește și completare și dacă primește completare, cât mănâncă la sân și cât primește completare. Mă interesează dacă are scaun și de câte ori are pe zi scaun, dacă are diureză, dacă a avut vreo problemă, vreun eveniment care a speriat-o pe mămică, după care fac controlul copilașului și mai pun întrebări în funcție de ce găsesc la controlul clinic. Asta ar fi pentru un bebeluș care e născut la termen și care se adaptează bine. Pentru bebelușii care au fost în terapie intensivă, în primul rând avem niște criterii foarte clare de externare. Ei trebuie să nu mai aibă nevoie de oxigen, să nu mai aibă nevoie de incubator, să aibă icterul controlat, să aibă, în cazul nou-născuților prematuri, să fie văzuți de către medicul oftalmolog în ideea de a monitoriza retinopatia de prematuritate, să nu aibă anemie, să aibă zile bune de când n-au mai făcut o criză de desaturare. Deci sunt o grămadă de criterii pentru externare, iar după externare sunt văzuți la 48 de ore din momentul externării, apoi la 7 zile, la fiecare 7 zile de către medicul neonatolog, după care intră într-un program de follow-up și neurologic și oftalmologic și auditiv și practic o echipă multidisciplinară se va ocupa de foștii mari prematuri. În cazul bebelușilor născuți la termen, după primul control, la 7-8 zile, când ar trebui să revină mămica? Dacă e o mămică care își dorește să fie susținută în demersul ei de a îngriji copilul, eu aș mai recomanda să vină la sfârșitul primei luni, când putem face un bilanț, putem vedea cât a crescut copilul în greutate, dacă are o curbă ponderală corectă, dacă nu e prea mult crescut în greutate, să vedem cât a crescut în lungime, să vedem perimetrul cranian, să vedem dacă a trecut printr-o problemă, dacă au apărut colicile. Cam astea sunt lucrurile care ar trebui să le dezbatem la vârsta de o lună. Care după sunt care vor fi luați în supervizare de către medicul pediatru. Care sunt acele semnale care ar trebui să o avertizeze pe mămică în primele două luni că trebuie să vină la medicul neonatolog? Aș fi foarte atentă dacă copilul face febră, deci febra este un simptom care clar e o indicație, trebuie să ajungi la un medic. Dacă copilul mănâncă,
dacă refuză alimentația, e un semn că e ceva în neregulă, ori că nu respiră bine, ori că obosește la alimentație, deci trebuie neapărat să fie văzut dacă nu mănâncă și dacă nu crește în greutate sau chiar mai rău scade ponderal. Dacă a avut scaun, poate că după o lună aș fi mai liniștită, copilul meu face la 2-3 zile, dar în primele zile de viață, dacă n-a făcut 2-3 zile, este important. Dacă a avut diureză, lucruri din acestea. Dacă aspectul bontului umbilical sau cicatricei rămase după căderea bontului umbilical este mai ciudat, este roșu, este edemațiat, toate lucrurile astea m-ar face să revin la medicul neonatolog. Evaluarea sănătății nou-născutului este un proces esențial care vizează identificarea timpurie a eventualelor afecțiuni sau probleme de sănătate. În cadrul acestei evaluări se aplică atât screening-uri standard, cât și tehnici avansate de diagnostic pentru a asigura îngrijirea potrivită fiecărui nou-născut. Explică mai mult domnul dr. Florin Ionescu, medic specialist cardiologie pediatrică la Spitalul Clinic Sanador. Bucuria venirii pe lume a unui nou-născut începe din momentul în care copilul se naște, iar colegii de la neonatologie se ocupă de evaluarea inițială a nou-născutului. Această evaluare, din punct de vedere cardiac, presupune ascultarea inimii, a zgomotelor cardiace, dacă sunt ritmice, și dacă există vreo suspiciune, se practică această electrocardiogramă și ecocardiografie. Ce facem aici, în Spitalul Clinic Sanador, acest test de pulsoximetrie, prin care practic se depistează cele mai grave boli cardiace congenitale și astfel putem să formulăm un plan terapeutic mai departe. Cât de frecvente sunt aceste boli? Incidența diferă în funcție de cât de complexă și critică este boala cardiacă. Cele mai simple boli cardiace congenitale au o incidență de 1 la 2.000-5.000 de nașteri, iar bolile cardiace critice au 1 la 10.000 de nașteri. Cât de important este să le descoperim din timp? Este foarte important. Acest test de pulsoximetrie pe care îl practicăm la evaluarea copilului înainte să fie externat din maternitate, care presupune un senzor pus în jurul mânuței drepte și apoi a piciorului, cu o saturație pe care o dorim peste 90%, depistează doar cele mai critice boli cardiace cianogene, ceea ce sunt în număr de 12, din păcate. Pentru restul nu sunt depistate cu această pulsoximetrie și de aceea este necesară o ecografie cardiacă pentru a evalua din timp. Pentru acele boli care nu sunt critice, dar sunt depistate cu această ecocardiografie, sunt foarte importante de depistat în primele săptămâni, luni de zile, pentru că intervenția chirurgicală făcută la momentul optim le poate salva viața și pot să aibă o viață normală, atât ei cât și familiile lor. Puteți să ne dați un exemplu de astfel de caz? Am depistat ca și screening pe pulsoximetrie a fost normal și cu toate acestea copilul a dezvoltat în primele săptămâni de zile un flux foarte mult spre plămâni din cauza unei defect septal-ventricular mare care nu determină acest suflu cardiac și pentru care am intervenit la momentul optim, la exact între 6 și 8 luni. Am închis această găurică, care e destul de mare pentru un copil de 3 kg, 3,5 kg, și acum poate să aibă o viață absolut normală. Ca părinți este esențial să fiți atenți la semnele timpurii ale unor eventuale probleme de sănătate sau de dezvoltare ale bebelușilor și să știți când să solicitați asistență medicală. Doamna dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie, șefa secției de neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Sanador, vine cu sfaturi care vă pot ajuta să gestionați această responsabilitate. Nou-născutul nu este un copil mai mic. El este un pacient cu totul special, care are particularități legate de imaturitatea organelor și sistemelor sale și trebuie tratat ca atare. Un alt aspect ar fi faptul că dacă el se adaptează cu dificultate și necesită suport în secția de terapie intensivă, el nu se va face bine repede. Nu se va face bine nici într-o oră, nici în două ore, poate nici în 24, poate nici în 5 zile, poate nici în 7 zile, lucru care este foarte greu de tolerat de către părinți. Ei cred că dacă ai vorbit acum cu ei, peste o oră vii și le spui că totul s-a rezolvat și nu mai e nicio problemă. Ceea ce vă dați seama este total eronat.
Din punctul nostru de vedere al neonatologilor, nou-născutul este un pacient dificil în sensul că manifestările lui clinice sunt destul de stereotipe. Pentru o grămadă de afecțiuni, el se poate manifesta la fel. Deci să respiră cu greutate, să aibă nevoie de oxigen, să facă crize de apnee sau de saturări. Pot fi semnul a multiplor boli, pot fi semnul unei detrese respiratorie, unei pneumonii congenitale, pot fi semnul unei hipoglicemii, unei infecții neonatale, pot fi semn de convulsii neonatale. Deci e clar că nu putem doar pe baza acestor pe baza acestei simptomatologii clinice să punem un diagnostic corect. Avem nevoie de o grămadă de investigații suplimentare, radiografie, ecografie, analize până să punem și chiar uneori evoluția copilului este cea care pune diagnosticul corect. De aceea o să-i rog pe părinți să aibă răbdare cu noi și să înțeleagă că și noi suntem în căutarea unui diagnostic, iar până când îl avem, avem o susținere foarte amănunțită pe care o facem pentru copilul lor. Perioada postpartum, adesea numită al patrulea trimestru, este o etapă crucială pentru sănătatea fizică și emoțională a mamei. În această perioadă este esențial să nu pierdem din vedere importanța controalelor care să ne spună că și starea de sănătate a mamei este bună și foarte bună. Toate detaliile le aflăm de la doamna dr. Emel Nuraltai, medic specialist obstetrică-ginecologie și șefa secției de obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Sanador. Doamna doctor, cum se desfășoară controlele postnatale? Cât de des trebuie să vină mama și copilul la medic și cât de importante sunt acestea pentru ambii? Dacă vorbim de o naștere care s-a desfășurat în condiții normale, deci avem de-a face cu o leuzie fiziologică, așa cum noi o numim, primul control va fi undeva la 7-10 zile postpartum, pentru că, indiferent de calea de naștere, se va verifica vindecarea cicatricilor, dacă e o naștere naturală, cicatricei perineale, dacă este o naștere prin cezariană, cicatricei abdominale și, eventual, extirparea firelor de sutură, dacă ele sunt, depinde de tipul de sutură, poate e vorba despre o sutură intradermică. În orice caz, trebuie verificată gradul de vindecare a plăgii și, sigur, recunoscute dacă apar diversele complicații. Sperăm să nu fie niciodată vorba despre așa ceva. La 6 săptămâni de la naștere, adică la finalul lăuziei, cum știm cu toții, cele 42 de zile, dacă întrebăm și pe bunica, dacă întrebăm pe oricine, va ști și celebrele va spune, celebrele 42 de zile, da? Când la consultul pe care îl va efectua obstetricianul, va verifica gradul de retracție uterină. Uterul, care știm bine, este un organ minune, el în timpul sarcinii practic își mărește volumul de câteva ori. Ei bine, după ce se golește cavitatea uterină, naștere și deliverență, adică eliminarea placentei, uterul va rămâne ca o sarcină de 20 de săptămâni, adică va fi exact cât până la ombilic, să spunem. Da? Va rămâne sub forma unei bile pe care mama o și simte în postpartum imediat și chiar e bine ca ea vigilă fiind să-și verifice retracția uterină, adică tonusul uterin să fie unul bun pentru a asigura hemostaza după naștere. Sunt situații în care uterul se relaxează, mămica poate pierde o cantitate mare de sânge în perioada de postpartum imediat, fiind foarte preocupată cu bebelușul, nici nu mai e atentă. De aceea este foarte important să existe o moașă care să stea lângă ea, să o ajute în timpul primei ore, ora magică, cum îi zicem noi, să o ajute cu bebelușul la sân, să înceapă să încerce să se acomodeze unul cu altul, dar să și verifice gradul de retracție a uterului și cantitatea de sânge pe care mama o pierde sub formă de lohii. Cele 6 săptămâni marchează momentul în care uterul redevine organ pelvin și reajunge la dimensiunile pe care le avea înaintea apariției sarcinii. Asta este ceea ce obstetricianul va verifica printr-o ecografie și un examen clinic la cele 6 săptămâni postpartum. Cât privește sânii, pentru că și sânii sunt un element foarte important în
managementul porțiunii acesteia de timp cât, să zicem, măcar cele 6 luni cât mama ar trebui să alăpteze exclusiv. Și la sâni ne uităm să verificăm aspectul mamelonului, dacă nu cumva au apărut ragade, fisuri, micoze, că se poate întâmpla și asta. Verificăm dacă sânii nu sunt colorați, nu au zone fierbinți, nu au zone mai tari față de restul sânului, ceea ce ar putea însemna prezența unor lacuri de lapte care, dacă se infectează, se pot transforma în mastită, de lactație, o complicație foarte neplăcută și extrem dureroasă. Frustrantă, pentru că știm bine, Lăuza este o persoană, nu i-aș zice neapărat labilă psihic, dar sensibilă, pentru că vedeți, toată furtuna asta hormonală prin care ea trece odată cu eliminarea placentei și cu scăderea până la dispariție a nivelului hormonilor placentari din sângele matern, odată există un declic care lasă prolactina să crească și de aici și apariția laptelui în sân, dar după, mă rog, etapele de prelactație și faza de tranziție, furia laptelui, că e, cu siguranță mămicile au auzit despre asta și se tem, odată ce am ajuns la secreția lactată cu lapte matur, ar trebui ca pentru cel puțin următoarele 6 luni cât mama alăptează exclusiv, să nu apară sincope, să nu apară elemente care să îi îngreuneze cu bunul curs al lactației. Iată de ce obstetricianul la 6 săptămâni va verifica și sânii. Va întreba Lăuza dacă alăptează exclusiv, va întreba despre ritmul alăptatului, va întreba cum golește sânul bebelușul, dacă alăptează din ambii sâni sau alăptează odată dintr-unul și după aceea din celălalt. Și cum este corect? Există o variantă corectă? Să știți, mai corect pare a fi varianta de a alăpta din ambii sâni. Pentru că în felul ăsta se evită de la un alăptat la nu următorul, ci celălalt, stagnarea laptelui în sân. Stagnarea laptelui în sân este primul element care favorizează dezvoltarea germenilor, pentru că laptele este un mediu extrem de bun de cultură, este foarte nutritiv, toți germenii care se află în mod fiziologic pe tegumentele noastre pot intra pe canalele galactofore, contamina laptele aflat stagnat în sân și dezvolta o mastită. Iată de ce e bine să alăptăm din ambii sâni la fiecare masă, pentru a asigura acest circuit al laptelui fără sau pentru a evita stagnarea lui. După cele controlul de la 6 luni, când este recomandat să revină mămica? După cele 6 săptămâni, controlul de la 6 luni este grevat, important, esențial, de efectuarea unui test Baba și Papa Nicolau, obligatoriu, în funcție de statusul de lactație în care se află mama. Dacă s-a terminat lactația și mama a ales să întrerupă lactația, se poate face și examinarea sânului printr-o ecografie. Dacă nu, această investigare a sânului se va lăsa pentru momentul când lactația s-a încheiat. E posibil ca în aceste 6 luni până urmează vizita cu testul Papa Nicolau să și revină menstruația în funcție de cantitatea de lapte pe care mama o dă. Sunt mămici care au menstruație din primele 6 săptămâni și o au regulată, deși alăptează exclusiv. Sunt mămici care vor avea lactație, vor avea menstruație abia după ce vor finaliza complet lactația. În funcție de felul cum ovarele femeii care alăptează vor găsi de cuviință să reintre în normal. Cred că majoritatea mămicilor, odată ajunse la controlul de 6 luni, întreabă, sau nu majoritatea, cele care își mai doresc un copil, când este prea devreme sau potrivit momentul?
Avea un copil sugar este totuși destul de consumptiv din toate punctele de vedere. Ești obosit, te trezești regulat, de cele mai multe ori noaptea, de 2-3 ori pe zi să alăptezi, pe noapte să alăptezi, sigur, programul de zi cu zi inevitabil. De aceea recomandăm ca măcar un an de zile între momentul nașterii și următoarea sarcină, la pacientele care nasc prin operație cezariană, recomandăm un interval de minim 2 ani între cele două acte chirurgicale. Adică, dacă mama a născut acum, următoarea sarcină să se întâmple cel puțin peste un an, un an și ceva, pentru ca până la următoarea cezariană să fi fost trecut intervalul de cei 2 ani. La finalul acestei miniserii de interviuri vă încurajez să povestiți în comentarii cum a fost experiența voastră ca susținere și, de ce nu, inspirație pentru viitoarele mămiși care se pregătesc pentru această experiență unică. Cu acest episod încheiem o călătorie care ne-a purtat prin toate etapele minunate, extraordinare ale nașterii și ale îngrijirii neonatale. Sper din suflet că acest proiect va oferi informații valoroase, încredere și inspirație pentru ceea ce urmează. Sunt Lizeta Pop, ne revedem curând!